Bună seara, bine v-am găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele titluri ale zilei. Accident cu două victime la Bărbătești. Exclus din PSD, Lădaru vorbește despre Blat. Miruță despre realizarea drumului expres Craiova-Târgu Jiu. Treceți-o la lista de minciuni a PSD. Un accident rutier s-a produs ieri pe raza comunei Bărbătești. Două autoturisme au intrat în coliziune. Potrivit IPJ Goj, responsabilă de producerea accidentului se face o femeie de 44 de ani din comuna Bustuchin. Aceasta în timp ce conducea o mașină pe DJ-661 ar fi pătruns pe contrasens într-o curbă și ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un tânăr de 27 de ani din comuna Căpreni. În urma impactului au rezultat două victime. La data de 9 noiembrie anul curent, polițiști din cadrul Poliției orașului Târgu Cărbunești au fost sesizați prin apelul 112 cu privire la faptul că pe raza comunei Bărbătești s-ar fi produs un eveniment rutier soldat cu victime. Din cercetările efectuate s-a stabilit că o femeie de 44 de ani din comuna Bustuchin, în timp ce conducea un autovehicul pe drumul județean 661 Bărbătești-Socu, ar fi pătruns pe sensul de mers opus într-o curbă deosebit de periculoasă la dreapta, moment în care a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un tânăr de 27 de ani din comuna Căpreni. În urma impactului, au rezultat două victime care au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Un bărbat din comuna Licurici a murit la un spital din Craiova din cauza arsurilor suferite. Polițiștii încearcă să stabilească ce s-a întâmplat. Bărbatul se afla internat la Spitalul Județean de Urgență Craiova din data de 5 octombrie, unde 3 zile mai târziu a decedat. Medicii au sesizat poliția. Acum a fost deschisă o anchetă pentru a stabili cauzele producerii nefericitului incident. La data de 8 noiembrie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Târgu Cărbunești au fost sesizat de către Spitalul Județean de Urgență Craiova despre faptul că un bărbat domiciliat în comuna Licurici a decedat fiind internat în această unitate spitalicească din data de 5 octombrie anul curent, ca urmare a unor arsuri suferite. A fost întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Cărbunești. Se efectuează cercetări cu privire la cauzele și condițiile care au condus la producerea evenimentului. Consilierul local Eduard Lădaru a fost exclus din PSD. Decizia a fost luată joi seară de organizația municipală a partidului. Liderul social-democraților gorjeni, Mihai Weber, a confirmat hotărârea. Deputatul a declarat că existau toate argumentele pentru această decizie, deoarece PSD își propune să câștige toate alegerile. Vreau să vă spun că decizia a luat-o biroul organizației municipale, a avut toate argumentele pentru a discuta acest aspect. Nu știu detalii, pentru că s-a produs în cursul serii trecute, dar orice persoană care nu respectă statutul, până la urmă, în partid, intri de bunăvoie. Ai o politică, ai niște principii, este o linie pe care o trasează partidul. Dacă nu te mai regăsești în echipa respectivă, este treaba domniei sale. De ce s-a ajuns? Da, s-au parcurs toate etapele, toți pașii statutari. Vreau să vă spun că dacă s-a ajuns la concluzia asta și decizia a fost, am înțeles, în unanimitate sau cu o excepție votată, este decizia pe care a luat-o organizația de la municipiul Târgu Jiu, pentru că, sigur, fiecare formațiune politică are un target, da? Să câștige alegerile. Măsura nu a fost luată brusc, ci după critici repetate aduse de Lădaru conducerii PSD Târgu Jiu, a adăugat Weber. În opinia sa, Lădaru a acționat împotriva intereselor PSD. Dacă nu tot timpul ieși critici activitatea formațiunii din care faci parte, trebuie să iei o măsură, nu? Dacă credeți-mă că lucrurile astea nu s-au desfășurat așa brusc. Știți foarte bine care a fost comportamentul domnului Edi Lădaru în relația cu echipa PSD din care face parte. Domnul Eduard Lădaru este consilier al Partidului Social-Democrat în municipiul Târgu Jiu. Nu trebuie să respecte linia partidului. Mi se pare corect. Adică să vii să critici continuu a conducerea, activitatea și membrii partidului, parcă nu mi se pare corect. Adică, dacă nu te mai regăsești, ai, cereți voie. Ies, iau o pauză
Asta este. Eduard Lădaru a declarat la Radio Accent că excluderea vine ca o confirmare a blatului dintre PSD și fostul primar liberal, Marcel Romanescu. El merge mai departe și spune că actuala conducere a trădat și în 2020 candidatul propriului partid, pe Ciprian Florescu. În opinia lui Lădaru, PSD alunecă în sondaje. Atitudinea lor este total greșită față de Partidul Social Democrat, care stă, după cum am văzut în sondajele de opinie, la cel mai dezastruos scor din ultimii 32 de ani. Deci ai 34% la nivelul județului Gorj într-un sondaj de opinie și să ai pe actualul primar, pe Marcel Romanescu, la 24% într-un sondaj de opinie. Cred că lucrurile arată situația dezastruoasă în care stă în momentul de față Partidul Social Democrat, situație dezastruoasă care provine tocmai de la aceste blaturi cu actualul primar Marcel Romanescu și care au concurat până la urmă la percepția electoratului din municipiul Târgu Jiu și din județul Gorj cu privire la faptul că toți cei care au acest blat contribuie la distrugerea municipiului Târgu Jiu și a județului Gorj. Dar o spune că nu PSD-iștii adevărați au luat această decizie, ci actuala conducere municipală a partidului, care nu a fost aleasă în mod democratic. Hotărârea va fi contestată. O să contest această decizie pentru că este o decizie luată de oamenii lui Marcel Romanescu. Nu este luată de PSD-iștii adevărați care au făcut politica Partidului Social Democrat și care au luptat pentru Partidul Social Democrat. Sunt niște oameni angajați pe la Egalitara și care au fost introduși în mod nestatutar, din punctul meu de vedere, în conducerea organizației PSD Târgu Jiu și au contestat această conducere. Deci, pe cale de consecință, nu pot să recunosc că această decizie a fost luată de către o conducere statutară învestită, să spun așa, pentru că exista un mandat de 4 ani, începând din 13 octombrie 2022, a unei structuri de conducere alese în mod democratic de către adunarea generală a organizației PSD Târgu Jiu, structura de conducere din care făceam parte și eu. Lădaru își va hotărâ viitorul politic după rezultatul contestației. În cel mult 2 luni va fi lansată procedura de achiziție a lucrărilor de execuție la drumul expres Craiova-Târgu Jiu. Anunțul a fost făcut ieri de ministrul transporturilor Sorin Grindeanu în timpul vizitei în Oltenia. Deputatul PSD Gorj, Mihai Weber, a întărit spusele ministrului, precizând cât de important este acest drum expres pentru județ. Cel mai puternic glas este al ministrului transporturilor, care confirmă ceea ce spun de luni de zile sau de ani de zile, că această investiție, respectiv drumul expres Craiova-Târgu Jiu, se va realiza. Potențialul turistic al județului Gorj este uriaș. Noi, zona în care trăim, știm foarte bine că este un județ dependent în mare parte de activitatea unei unități economice, Complexul Energetic Oltenia, iar alternativa pe o perioadă scurtă de timp nu există decât prin investiții de acest gen, de această anvergură. Un drum expres sau un drum modern înseamnă în primul rând locuri de muncă. Ceea ce trebuie să luptăm fiecare, pentru că trebuie în primul rând să conservăm ceea ce avem și nu numai acest lucru, ci și să dezvoltăm și să creăm noi locuri de muncă. Dex Craiova-Târgu Jiu a trecut de 90% în ceea ce privește realizarea studiilor și întocmirea documentațiilor tehnice și actelor necesare în vederea obținerii avizelor pentru lucrări. Primul tronson Craiova-Filiaș va avea profil de autostradă, iar de la Filiaș la Târgu Jiu ar urma să aibă profil de drum expres. În total, drumul de mare viteză va avea o lungime de aproximativ 110 km. Este în proporție de 90% finalizat. Tot ceea ce înseamnă avize, studii, studiu de fezabilitate, indicatorii economici, tehnici, mare parte din proiectul de execuție. Este un drum modern care leagă sudul, vestul și estul. Practic, deschiderea este de la Târgu Jiu la Craiova și aici aeroportul de la Craiova. De la Craiova la Pitești este aproape finalizat drumul expres, deci un drum de mare viteză. De la București până la Constanța avem regim de autostradă. De la Craiova la Filiaș, acest drum expres de fapt are regim de autostradă pentru că nivelul traficului este ridicat și el se suprapune cu drumul expres Craiova, Filiaș, Lugoș, Timișoara, deci practic
ieșirea spre vestul țării. Weber a ținut să transmită și un mesaj către cei care au fost sceptici în privința realizării acestei investiții. Dacă ești perseverent și dacă insiști pe ceva, sigur lucrul ăsta se materializează. Nu vreau să trec în tabăra cealaltă, nu vreau să fiu răutăcios cu cei care la un moment dat au venit cu tot felul de critici pentru teme importante, cum ar fi și acest drum expres, fără să vină cu soluții. Se poate, dacă se vrea, se poate realiza acest lucru. Drumul expres Craiova-Târgu Jiu este tot mai aproape de a fi realizat, susține deputatul PSD Gorj Mihai Weber. În replică, parlamentarul USR Radu Miruță a catalogat afirmația dreptă o altă minciună a socialdemocraților. Radu Miruță spune că licitația privind lucrările de execuție la drumul expres Craiova-Târgu Jiu ar putea fi lansată în cel mai bun caz sub incidența unei clauze suspensive. De regulă, se apelează la o astfel de soluție în condițiile în care nu există fonduri necesare realizării respectivei investiții. Vă spun foarte responsabil, treceți și această declarație la lista de minciune a PSD. Până acum spuneau că se va scoate la licitație la finalul anului, acum încep să spune despre ianuarie, o vor duce cu câte o lună, două în spațiu public până după alegeri. Subiectul acestui drum în sine se poate transforma din Transregion Express doar dacă guvernul dă o hotărâre de guvern pentru a modifica planul investițional și doar dacă Comisia Europeană acceptă să redecidă asupra acestei investiții. Niciuna dintre cele două până acum nu s-au întâmplat. În cea mai fericită variantă a minciunii domnului Weber, se poate transforma o eventuală licitație cu clauză suspensivă. Asta înseamnă că noi spunem că scoatem la licitație drumul, licitație care va deveni valabilă dacă vreodată vor fi bani în România. Asta înseamnă clauză suspensivă, dar nu înseamnă nici pe deoparte lucrări. Deocamdată situația spune că acest contract pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic este întârziat de un an de zile. Și domnul Weber ar face bine să răspundă de ce acest aspect este întârziat, pentru că e doar în atribuțiile ministrului PSD al transporturilor, care nu a făcut nimic decât să continue minciunile domnului Weber din două în două luni. Treceți-o la lista de minciuni a PSD. Radu Miruță nu exclude ca partidele din opoziție să vină cu un contracandidat pentru actualul edil Marcel Romanescu. Liderul USR crede că formațiunea politică din care face parte poate da viitorul primar al municipiului Târgu Jiu. Reprezentanții USR sunt deschiși la negocieri. Miruță nu este primul care avansează această idee. Fostul prefect Claudiu Răducan Morega, declarând că un candidat comun este singura opțiune pentru ca Romanescu să fie învins în 2024. Candidatul USR la Târgu Jiu sigur va fi cel care se bate pe locul între 1 și 2 cu actualul primar trecut la PSD. Dacă candidatul USR face parte dintr-o structură mai largă, a partidelor care consideră că Marcel Romanescu la PSD, primăria Târgu Jiu în continuare, este o pierdere de timp pentru oraș, nu mai există discuția dacă este locul 1 sau locul 2 candidatul USR, ci în mod cert îl va învinge pe actualul primar. Eu cred că trebuie să avem capacitatea în binele acestui oraș de a putea să ne așezăm la masă și să găsim o variantă câștigătoare 100%. Varianta câștigătoare 100% este dacă celelalte partide politice decid să nu-și mai impactă voturile între ele, ci să susțină argumentat un candidat comun. Înspre acest lucru militez eu. Dacă acest lucru se va întâmpla, Marcel Romanescu PSD, primăria Târgu Jiu, va fi doar pe plăcuța de la intrare în primărie unde sunt trecuți foștii primari. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, va fi o bătălie din care, în funcție de cum se mișcă fiecare, vom vedea cine câștigă. Soluțiile pentru menținerea veniturilor la complexul energetic Oltenia sunt așteptate de către sindicate. Administrația companiei energetice a anunțat că va pune la dispoziția liderilor de sindicat 3 variante de rezolvare a problemelor. Toate vor avea în vedere menținerea veniturilor actuale. Măsurile de austeritate vor afecta și veniturile încasate de mineri și energeticieni. Prin urmare, este nevoie ca unele prime, bonusuri și poate chiar sporul să fie incluse în salariul de bază. Astfel există pericolul ca acestea să fie pierdute. Soluțiile trebuie să fie implementate cât mai repede pentru a nu exista reduceri salariale. Mai este mult până la finalizarea lucrărilor la grupul energetic numărul 5 de la sucursala electrocentrale de la Rovinari. Acesta ar fi trebuit să fie pus în funcțiune până la finalul acestui an.
În fapt, povestea modernizării grupului energetic numărul 5 a început în urmă cu aproape un deceniu. Au fost depășite toate termenele de inaugurare avansate de către administrația complexului energetic Oltenia. Noul termen de punere în funcțiune este prima parte a anului viitor. Sindicatele sunt nemulțumite că grupul energetic 3 de la Rovinari a fost oprit prea devreme, deși mai putea să funcționeze. Este nevoie de lucrări de reparații la una din termocentralele din complexul energetic Oltenia. Se caută un constructor pentru reparații și lucrări de reabilitare la grupurile energetice de la sucursala amintită. Vor fi executate lucrări de zidărie și de zidire la cazane. Până la finalul acestei luni va fi stabilit constructorul pentru ca din decembrie să fie demarate și lucrările propriu-zise. Bugetul este de peste 400.000 de lei. În timp ce unii primari consideră că ordonanța austerității era o strategie necesară având în vedere situația în care se află la ora actuală în România, alții o privesc ca pe un lucru rău. Primarul Mădălin Ungureanu crede că noile măsuri nu vor avea efectul dorit. Ordonanța austerității, ordonanța care 90, care a venit așa ca un bumerang pe capul nostru, pe capul edililor și pe tot ceea ce înseamnă administrație, instituție deconcentrată a ministerilor. În mare parte este un lucru foarte rău și foarte grav, dar are și niște chestiuni care încă nu sunt elucidate așa cum ar trebui să fie în orice act normativ emis de către Guvernul României. Și aici aș face referire, și foarte bine că ați deschis acest subiect, acolo spune uneva în ordonanță, fac excepții. Prin Programul Național de Redresare și Reziliență, tot ce vine pe fonduri europene AFIR, dar nu spune ce facem cu Angel Salini și cu CNI-ul. Conducătorul Oate Băle susține că toate proiectele începute prin Programul Național Angel Salini și prin Compania Națională de Investiții se vor bloca automat. Iată că aici ne confruntăm cu un blocaj și nici la ședințele care au fost de informare de la prefectură n-am înțeles mare lucru. Adică lași PNRR și AFIR și ce faci? Blochezi Angel Salini și CNI? Trebuie să spună foarte clar. Noi am și făcut două petiții care le-am trimis Ministerului Dezvoltării, una și una la Ministerul Fondurilor Europene. Să ni se spună tranșant și punctual. Ai voi să faci aia, nu ai voie să faci aia. Se vorbește foarte vag acolo. În afară de ce spune foarte clar PNRR și fonduri europene, AFIR și altele se pot face, nu spune nimic despre marele programe de dezvoltare Angel Salini și CNI. Mădălin Ungureanu spune că va face tot posibilul ca și în acest an să aducă bucurii în rândul celor mici. Aici am avut o chestiune, o discuție. Se pot face cadouri, dar în limita bugetului considerat din septembrie până în decembrie. De aceea asta nu știu exact ce înseamnă. Trebuie să ne facem niște calcule. Nu știu dacă pachetele care le vom face anul ăsta vor mai avea cantitatea și calitatea celor de anul trecut. De 1 decembrie și de sărbătorile de iarnă... Am înțeles că la fel de 1 decembrie se pot pune coroane pentru, mă interesează în mod clar să aducem respectul și onoarea celor care și-au pierdut viața pentru ceea ce suntem noi astăzi, adică ca stat național și cam atât. În rest nu mai putem vorbi de altceva pentru că totul este blocat. Și noi, Comuna Bălești, unde sunteți în interviu cu mine, nici nu făceam altceva cu ocazia sărbătorilor decât acele baluri tradiționale, care asta nu era un efort extraordinar. Aurel Vamvu, primarul comunei Crazna, a reușit să obțină finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini pentru o serie de lucrări importante pentru comunitatea sa. Este vorba de înființarea unui sistem centralizat de rețele de canalizare cu stații de epurare în satele Drăgoiești și Cărpiniș. Autoritățile locale au scos deja la licitație proiectarea și execuția lucrărilor. Firmele interesate sunt așteptate să-și depună ofertele ca ulterior firma câștigătoare să înceapă lucrările. Valoarea totală a investiției se ridică la suma de 8,5 milioane de lei. De asemenea, se va reabilita și moderniza cu bani de la guvern sistemul de alimentare cu apă. Tronsonul 3 al drumului expres Craiova-Pitești este aproape de finalizare. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a vizitat ieri șantierul împreună cu directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, și președinții consiliilor județene Dolj și Olt, Cosmin Vasile, respectiv Marius Oprescu.
Așadar, pe tronsonul 3, stadiul lucrărilor a ajuns la aproape 90% și se lucrează intens pentru ca șoseaua să fie pusă în trafic la finalul acestui an. Lucrările pe tronsonul 4, în lungime de 31,8 km, au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 50%, iar circulația s-ar putea deschide la finalul anului viitor. Astfel că există șanse ca pe tot drumul expres să se poată circula de la sfârșitul anului 2024. Practic, încă aproximativ 31 de kilometri vor fi dați în folosință în luna decembrie, urmând ca anul viitor să se realizeze conexiunea cu autostrada București-Pitești. Vestea bună este că cel de-al patrulea lot se află și el la aproape 50% din stadiul de execuție. Finalizarea drumului expres va reprezenta transformarea județului Dolj în unul dintre cele mai importante poluri de dezvoltare ale României, a declarat președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile. La rândul său, președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, a susținut că drumul expres va deschide multe oportunități pentru județ. Planurile care deja sunt creionate de Ministerul Transporturilor de a merge mai departe de la Craiova către vestul țării cu un drum expres vor face ca în zona Olteniei să vină foarte mulți investitori și asta va duce la dezvoltarea zonei. Salut angajamentul guvernului, îl felicit pe Sorin Grindeanu pentru tot ce a făcut în scurta perioadă de 2 ani pentru Ministerul Transporturilor, pentru faptul că a deblocat foarte multe proiecte importante, a ținut să transmită Marius Oprescu. CSM Târgu Jiu trece printr-o perioadă extrem de dificilă în Liga Națională de Basket Masculin. Trupa gorjeană are 3 înfrângeri la rând și infirmeria plină. Gorjenii au obținut 2 victorii consecutive când sportivii au fost apți. Acum echipa are mari probleme la nivelul jucătorilor autohtoni. Daniel Mâinea s-a accidentat la startul sezonului, iar Andrei Bărăgan, Octavian Popacalută și Camil Berculescu au șanse foarte mici să evolueze în meciul cu CSO Voluntari. Acestora li se adaugă și Alex Berca, care este răcit. Antrenorul Cresimir Basic a admis că situația este îngrijorătoare. We cannot change it, we need to find a way out to go out. Cu siguranță este o perioadă foarte dificilă și foarte complicată, însă ca de fiecare dată spunem același lucru. Avem ce avem la dispoziție și trebuie să găsim soluția să ieșim din asta. Mergem acolo să facem meciul nostru cel mai bun, să vedem când vom putea să stăm în joc, să încercăm să eliminăm aceste căderi care le-am avut în meciurile cu Rapid și cu Cluj. Jaylen Dupri este unul dintre basketbaliștii folosiți constant în campionat. Extrema de forță a declarat că este datoria jucătorilor apți să se descurce în astfel de momente delicate. Accidentările sunt parte ale procesului, ale jocului și chiar dacă cineva lipsește, cel care intră trebuie să treacă și peste oboseală și să cerce să suplinească. Simțim că fiecare meci are provocările lui și dacă noi vom intra pe teren și vom lupta, vom avea șansa noastră. CSO Voluntar CSM Târgu Jiu se dispută sâmbătă de la ora 19:30. Știrile au ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară plăcută în continuare.